Potrivit ofițerilor CNA, șefa Spitalului de Psihiatrie din Bălț le-ar fi acordat lunar angajaților suplimente salariale. Aceste adausuri erau însă întoarse în buzunarul personal al femeii ca taxă de protecție, în schimbul promisiunii că nu vor avea probleme la muncă. Conform datelor oficiale, managerul al acestei instituții este de ani buni Valentina Șchiopu. Potrivit declarațiilor martorilor, sumele acumulate lunar de șefă variau între 3.000 și 10.000 de lei, iar până în prezent au fost calculate prejudicii aduse angajaților de peste 100.000 de lei. Banii ar fi fost percepuți atât de la medici, cât și de la personalul auxiliar. Ofițerii CNA au inițiat urmărire penală pentru abuz de serviciu și au operat în aceste zile percheziții la biroul de serviciu al bănuitei. De asemenea, au fost audiate mai multe persoane din cadrul instituției care la această etapă recunosc faptele medicului șef și cooperează cu anchetatorii. Am sunat astăzi la Spitalul de Psihiatrie din Bălț, iar la numărul de fix ne-a răspuns secretara. Eu nu pot să dau nici o informație în acest caz. Știți asemenea detalii că s-ar fi luat... Doamne, vă spun că nu vă pot da nicio informație pe acest caz. Dumne, ei se află acum la muncă sau... Da, este, lucrează în regim normal, unică și pot vă spun. Dar puteți să-mi faceți legătura? Dumne, ei ieșit din cabinet la moment. Am revenit ulterior cu un apel. Ni s-a spus același lucru, că persoana vizată nu se află în birou. Am lăsat un număr de contact, însă până în prezent șefa spitalului nu ne-a contactat pentru un comentariu. Cei de la Ministerul Sănătății au venit și ei cu o reacție. Examinăm cazul, ca de obicei. Eu încă nu cunosc detalii asupra acestui caz. Pentru noi este important ca toate inegalitățile sau neconformitățile să fie examinate, dacă ele există. Clar că nu ne dorim ca ele să existe în sistem. Potrivit CNA, femeia este cercetată în libertate pentru abuz de serviciu, iar procurorii urmează să decidă asupra suspendării din funcția acesteia. Dacă va fi găsită vinovată, șefa Spitalului de Psihiatrie din Bălți riscă până la 6 ani de închisoare cu privarea dreptului de a ocupa funcții publice până la 5 ani.